la Muzeul de Literatură Română, Muzeul Național de Literatură Mihai Cogălânceanu, denumire oficială. Este o sală nouă, proaspăt reparată. Prima expoziție din care în această sală este dedicată lui Eugeniu Coșeiu, 100 de ani de la naștere. Aici am avut vernisajul expoziției, aici am avut deja masa rotundă Eugeniu Coșeiu. Și astăzi ne-am gândit, fiindcă avem cu cel, avem și oameni interesanți, să organizăm un moment Eugeniu Coșeiu în arta plastică, secvențe din expoziția, care cândva a realizat o serie de fotografii cu Eugeniu Coșeiu și cu un grup de plasticieni. În acel grup au fost Ion Sărciuc, sculptor, Valentin Vârtosu, sculptor și Ion Tudor Catarada, care nu mai este sculptor. Deci, din acele trei gusturi, unul nu este aici, este la Muzeul de Arte, după cât știu el, dar celelalte două le avem aici. Nu l-am putut contacta pe Valentin Vârtosu, este bine găsit, probabil este în afară, dar restul, toată lumea bună este aici. La Institutul de Teologie, Academiei de Științe, am găsit portretul, un alt portret al lui Eugen Coșeiu, cum vedeți în spate, realizat de Iulia Matei, l-am invitat și pe timp. De asemenea, sunt studenții de la Universitatea Ion Creangă și de la Academia de Arte. Deci cei de la Universitatea Ion Creangă au venit cu profesorul lor Ion Sărciuc și cei de la Academia de Arte au venit cu decanul facultății, Svetlana Plațână. Așa, este bine, da. O invit pe colega noastră, Margareta Curtescu, care o să vă spun câteva cuvinte ca să-mi faceți o idee de ce această personalitate a meritat la 100 de ani o expoziție, știi, ne-am vorbit deja, cu eforturi adunate, să ne bucurăm cu toții de ea. Deci, Margareta Curtescu. Bună ziua, stimați oaspeți, profesori, studenți, colegi. Vă voi prezenta foarte succint traseul științific și existențial al renumitului lingvist de talie mondială, Eugen Coșeiu. Născut pe 27 iulie 1921 în ținutul nostru, în Basarabia, în satul Mihăile, pe atunci de lângă Râșcan, județul Bălți, Eugen Coșeiu va parcurge un traseu intelectual spectaculos și care se va încheia, se va asolda cu succese nemaipomenite. Școlit inițial în satul natal, avându-l ca profesor pe tatăl vestitului de mai târziu lingvist Valentin Mândăcanu, Eugen Coșeiu, fiind elev în satul său natal, i-a declarat învățătorului său: eu voi ajunge să învăț carte pe nemți. A fost o frază premonițială că aceasta s-a întâmplat în realitate. Studiile și le continuă la liceul de băieți Ion Creangă din Bălți. Și apropo, dumneavoastră veți vedea în expoziție unele momente fotografice din timpul studiilor de la Bălți, având un coleg pe Grigore Gafencu, un martir al închisorilor comuniste din România. În perioada 1939-40 va învăța timp de un an la Universitatea Alexandru Ion Cuza din Iași, la Facultatea de Litere. Aici este remarcat de vestitul lingvist pe atunci, Iorgu Iordan, de asistentul acestuia Ionescu și ajutat ca să obțină o bursă de studii în Italia. Obține această bursă, întors acasă în vacanță,
anul 1940, tânărul student Eugen Coșeru se pomenește că ar putea să nu se întoarcă înapoi la Iași și să plece în Italia. Pe 20 iunie, așa cum bine știți, hotarele de la Prut sunt blocate, se închid, iar ofițerii sovietici, soldații sovietici acceptă cu greu traversarea, trecerea dincolo a unor basarabeni care se refugiau de groază, de groaza invaziei roșii. Studentul Eugen Coșeru se zice că este întrebat de un ofițer care știa limba română: cotro mergi tu, mai băiete, unde pleci? Și el vorbește, spune că am bursă în Italia, vă rog, lăsați-mă să trec. Îi se permite să treacă și acest moment va deveni determinant în destinul viitorului savant. Merge cu o bursă mai întâi la Universitatea din Padova, una dintre cele mai vechi universități din Europa, fondată prin secolul al XIII-lea. Aici, la Padova, apoi la Roma, până în anul 1944, an de război, de teroare nazistă și de mare bulversare în viața oamenilor de toată Europa, în acești ani face studii filologice și devine doctor în filologie, în litere. Apoi își va continua studiile la Universitatea din Milano, unde va studia la Facultatea de Filosofie. Aici, după absolvire, devine doctor în filosofie. Deci este doctor în litere și filosofie. În Italia își începe activitatea științifică, activitatea de cercetare și una dintre primele cercetări pe care o realizează în Italia este investigează limbajul poetului Ion Barbu. Ion Barbu este poet român din perioada interbelică. Afirmându-se ca un tânăr cercetător în Italia, este invitat să țină cursuri de lingvistică generală și indo-europeană la o facultate de litere din Montevideo, din Uruguay. Uruguay este o țară din America de Sud. Aici, Eugen Coșeru intenționează să fundeze și reușește să fondeze o școală de lingvistică, o școală în care va anunța noi perspective asupra limbajului, asupra limbii și astfel impune o școală, se impune ca un cercetător care propune un alt punct de vedere asupra limbii în comparație cu un mare lingvist al secolului al XX-lea, Ferdinand de Saussure. Am să vă vorbesc mai jos despre această teorie. Parcursul lui Eugen Coșeru se completează cu o invitație ca să fie profesor asociat la Bonn prin 1960-63. Apoi, în anul 1963, se stabilește definitiv la Tübingen, Germania de Vest, unde va rămâne să activeze până la sfârșitul vieții și unde va funda în continuare o școală lingvistică care va avea o rezonanță mondială. Eugen Coșeru a vizitat, s-a întors în patrie după 50 de ani, după căderea regimului comunist, și-a revăzut satul de baștenă și-a revăzut colegii de școală. Din păcate, casa părintească de la Mihăile nu mai este, este doar nucul de lângă casa părintească. În gimnaziul din localitate este o
cameră muzeu, Eugen Coșeru. Eugen Coșeru a participat după anii 90 la diverse conferințe, forumuri științifice organizate în România, în Republica Moldova. A pledat foarte hotărât pentru împotriva limbii, așa zise limbi moldovenești, limba moldovenească pe care autoritățile de la noi, de la Chișinău, au definit-o ca limbă de stat în Republica Moldova. Am să vă citesc o afirmație, ce înseamnă să promovezi limba moldovenească într-un stat cu etnici români. A promova sub orice formă o limbă moldovenească deosebită de limba română este din punct de vedere strict lingvistic ori o greșeală naivă, ori o fraudă științifică. Din punct de vedere istoric și practic este o absurditate, o utopie și din punct de vedere politic e o anulare a identității etnice și culturale a unui popor și deci un act de genocid etnico-cultural. Este o afirmație nemaipomenit de, să zicem, curajoasă, dar nu doar curajoasă, este o afirmație după care nu mai poți spune nimic, care anulează orice pseudo-teorie despre referitoare la limba moldovenească. De aceea, acest sprijin, această susținere pe care i-a arătat-o Eugen Coșeru, limbii române de la aici, de la noi, din Basarabia, acest a avut un impact nemaipomenit asupra lumii științifice și în general a locuitorilor de aici. Eugen Coșeru a fost apreciat pentru activitatea sa, care include peste 50 de cărți traduse, publicate și traduse în 300 de volume, în diverse limbi, nu vi le mai spun care. Eugen Coșeru a fost, deci lui s-a acordat titlul de doctor honoris causa la aproape 50 de universități din lume. Aveți câteva robe din această colecție pe care o dețin familia Coșeru. Eugen Coșeru, deci studiile lui Eugen Coșeru continuă să fie astăzi valorificate în centre universitare la Tübingen sau la Cluj sau alte părți ale lumii. Este un lingvist pentru secolul al XXI-lea. Mileniul care a început nu de mult va fi mileniul consacrat științei coșeriene, științei lingvistice coșeriene, căci Eugen Coșeru a demonstrat limbajul are în sine dimensiunea aceasta creativă, creativitatea, căci limbajul se formează, sau limba se formează sincronic, dar se consolidează diachronic, adică limba, orice limbă, se formează într-un timp concret și această limbă care se formează în acest timp concret este pentru următoarele etape, următoarele, să zicem, segmente temporale. Noi, cei de astăzi, pregătim sau formăm limba pentru generațiile care vin. Iar în interiorul limbajului există această dimensiune de creativitate, de metaforizare și în timp această limbă sau diachronic în istorie, limba aceasta va deveni o unitate. Noi, ca generație, avem datoria, responsabilitatea să lăsăm urmașilor o limbă română îmbogățită, înnobilată. V-aș mai vorbi și alte, momente, dar timpul mă limitează. Da. Îi mulțumim mult Margaretei Abranciuc, care este, cum zis, colega noastră și este scriitoare, poetă, cercetătoare și doctor
litere, așa că ați ascultat un discurs competent. Îi mulțumim mult și vreau să vă prezint o invitată pe care nu am pomenit-o de la bun început, dar care i-a ținut aici un discurs extraordinar de valoros. Este vorba de doamna doctor Ana Bandoș, care l-a cunoscut, a promovat, a participat la organizarea expoziției cu o donație solidă de exponate, a avut o colaborare. O să vedeți ce vorbiți dumneavoastră, dar tot respectul și aprecierea noastră. Dragi prieteni, mă bucur că pot să vorbesc în fața unor studenți de la arte și de la... de UDECă? Tot de la arte. De la arte și de la arte. De la Creangă și de la Academia de Arte. Da, de la Creangă și de la Academia de Arte. Mă bucur foarte mult că sunteți aici și că manifestați interes pentru o personalitate așa cum este, cum a fost, cum este, cum rămâne în memoria noastră și a culturii universale, Eugen Cocheu. Eu sunt literat. Eugeniu Coșeriu s-a lansat în lingvistică, în mod special, dar a debutat în literatură. Primul articol a fost scris despre Garabet Ibraianu. Și Eugeniu Coșeriu ținea să evidențieze la Garabet Ibraianu spiritul critic. Poate știți, poate sunteți la curent că moldovenii, ardelenii, bănățenii au fiecare câte o siglă. Despre moldovenii, în general, se spune că sunt mai sentimentali. Eugeniu Coșeriu era de altă părere. El considera că spiritul critic este prezent în spațiul acesta al Moldovei și menționa lucrul acesta evidențiind figurile lui Eminescu, a compozitorilor, a scriitorilor care au dat valoare întregii culturi românești. Deci așa se lansa Eugeniu Coșeriu, pornind de la literatură. A scris despre Ion Barbu, a scris despre alți autori români. Niciodată nu s-a despărțit de literatură, deși a făcut lingvistică. A scris studiile sale lingvistice în foarte multe limbi, cea mai apropiată fiindu-i limba spaniolă, după cum a recunoscut el însuși, dar tot timpul a scris, a făcut și literatură. Literatura o făcea în limba română. Iată un detaliu foarte semnificativ. Revista Limba Română, pentru că eu reprezint aici și revista Limba Română, a publicat două din poeziile lui Eugeniu Coșeriu, scrise mult mai târziu. Nu știu, cred că sunt aici, nu mi-amintesc în ce număr au fost publicate. Una dintre ele se numește Evrenia rănilor ce dor. Dacă vă amintiți, o poezie a lui Alexandru Macedonski este intitulată Evrenia rozelor ce mor. Mor în grădini și mor în mine. Și au fost atât de viață pline și acum mor așa ușor. Alexandru Macedonski. Eugeniu Coșeriu scrie despre rănile care îl dor, Evrenia rănilor ce dor, pentru că el și o altă poezie, Jandarmul român bătea, se numea. Se numește poezia asta. Jandarmul român bătea, rusul deporta și omora. A, tot aici. Evrenia rănilor ce dor. Asta este un leitmotiv din poezia Evrenia rănilor ce dor. Ce cu aceste răni ce dor? Rănile acestea l-au durut toată viața pe Eugeniu Coșeriu. Pentru că el a fost rupt de satul lui natal, de părinți, de familie, de cultura lui și a trebuit să se afirme în alte spații. Dar el s-a descurcat de minune, am putea spune noi așa, de la înălțimea noastră, între ghilimele, pentru că s-a afirmat și a devenit cunoscut în toată lumea. Când cineva l-a întrebat, cum de ați ajuns pe culmile înalte ale științei și v-ați lansat atât de sus, el a spus un singur lucru. M-a ajutat
perseverența mea de basarabean care a vrut să cunoască lumea. Iată așa și-a imaginat el că poate fi cunoscută lumea. Vă spun acest lucru pentru că și noi acum trecem printr-o perioadă când deschiderile pentru cunoașterea lumii sunt foarte mari. Bineînțeles, au nuanțe. Unii pleacă pentru a-și câștiga existența și trec prin încercări foarte grele. Alții reușesc să se afirme. Dar iată un exemplu, Eugeniu Coșeru, care a vrut să cunoască lumea și s-a manifestat anume așa. Fiind la Casa Limbii Române, la o întâlnire cu lingviști, cu scriitori, unul dintre lingviștii noștri, regretatul Silviu Berejan, a început să-i adreseze laude, noi ne mândrim cu dumneavoastră, că ați ajuns așa, la care Eugeniu Coșeru a spus, nu eu merit laudele, ci dumneavoastră care ați rămas aici și ați păstrat o limbă atât de frumoasă. Era, deci, îmi dădea un exemplu la tot pasul. Eu l-am cunoscut pe Eugeniu Coșeru, în mai multe rânduri am comunicat cu el, odată fiind la Bălți, unde a fost omagiat, pentru că el era foarte legat de Bălți, a învățat, așa cum a spus și doamna Cutescu la Liceul de Băieți, a colaborat la Liceul de Băieți, se numea Ion Creangă și edita o revistă care se numea Crenguța. Și el publica în acea revistă. Și acolo, urma după aceea să fie sărbătorit și la Chișinău, și era momentul când revista Limba Română împlinea 10 ani de la fondare. Anul acesta a împlinit 30 de ani revista, deci era și 20 de ani în urmă. Și îmi amintesc că Alexandru Bantuș, redactorul șef al revistei, când a auzit că există posibilitatea asta să-l întâlnim, să facem un eveniment în jurul lui Eugeniu Coșeru, s-a gândit așa, hai să propunem să fie sărbătorit în Palatul Național. La care i-am spus, în Palatul Național vor veni foarte mulți oameni, dar puțin vor înțelege cine este Coșeru. Vor pleca așa cum au venit. Cred că cel mai bun loc pentru a fi omagiat, Coșeru este Academie de Științe. Academia era într-o stare mai deplorabilă, sările trebuiau să fie închise pentru reparații, sala mare, președinte era regretatul Andrei Andrieș. Și pentru asta m-am adresat la Academie, eu eram un cercetător simplu, nu aveam funcții, mai târziu am avut funcția de director al Institutului de Filologie. Și mi-a spus domnul Pavel Vlad, vicepreședinte al Academiei. Trebuie să adunați 7 semnături de la 7 academicieni ca să putem face această manifestare. Am adunat aceste semnături, a venit Eugeniu Coșeru în sală și a venit foarte multă lume. Vreau să vă spun, dragii mei, că interesul pentru marile figuri nu este un, cum să vă spun eu, nu facem un favor aceluia pe care îl omagiem. Favorul este al nostru. Pentru că nu-i uităm, pentru că știm să-i omagiem, pentru că în felul acesta noi ne respectăm pe noi înșine, așa că voi, de câte ori aveți posibilitatea să vă întâlniți cu personalități, cu opera lor, nu ratați aceste posibilități. Ele vă formează ca intelectuali și sunt foarte importante. Atunci, în sala aceea, Achi Plină, a fost un eveniment extraordinar, dar tot atunci trebuia eu fiind la Bălți, la acea manifestare de la Bălți, împreună cu Alexandru, Alexandru a plecat, eu am rămas seara ca să-i spun lui Eugeniu Coșeru care este problema noastră la Chișinău. Problema noastră era că revista Limba Română nu era acceptată. Îi se spunea, dacă îi ziceți limba moldovenească, aveți bani, puteți să o editați. Dacă nu, risca să fie închisă, banii nu se dădea. Și o altă problemă era denumirea limbii. Dar cea mai importantă era cu revista. Am rămas, am vorbit cu Eugeniu Coșeru, am spus despre ce este vorba. Aici aș vrea să fac o paranteză. Eugeniu Coșeru s-a întors în Republica Moldova. Prima întâlnire de la Uniunea Scriitorilor a fost în 1991. Am fost prezentă în sală la întâlnirea aceea. Vă dați seama ce importantă era pentru Eugeniu Coșeru întâlnirea asta. Sala era arhiplină, cu scriitori de toate vârstele. Și când președintele de atunci, domnul Mihai Cimpoi, îl prezintă pe Eugeniu Coșeru și spune că iată, îl aveți în față pe Eugeniu Coșeru, care
a venit de la Tübingen, unde este profesor universitar și are o bibliotecă pe care a amplasat-o în 12 camere, la care Nicolae Sinenco din sală zice tare, bine că are. Toată lumea a izbucnit în râs, inclusiv Eugeniu Coșeriu. Și în felul ăsta s-a produs întâlnirea aceea dintre basarabeanul plecat, dintre acest fiu risipitor, între ghilimele, și basarabenii lui. El așa obișnuia să le spună basarabenilor, basarabenii mei, când se întâlnea la Suceava sau undeva, întreba, unde sunt basarabenii mei? Dragostea aceasta imensă față de basarabeni a purtat-o tot timpul în suflet. Eugeniu Coșeriu a venit deci la Academie, după aceea a vorbit foarte frumos și acel articol, acel text, asta a fost prima întâlnire cu Eugeniu Coșeriu, așa s-a produs întâlnirea aceasta. O altă întâlnire a fost la Iași, unde a avut loc congresul filologilor care se ținea la Iași și la Chișinău. Și atunci a trebuit să, iarăși, să rog să intervină Eugeniu Coșeriu. Știam că va fi prezent la acel congres. De acasă, eu eram la doctorat la Iași, aveam pregătite două documente, le-a pregătit Alexandru împreună cu Silviu Derejan, unul în apărarea revistei și altul în adresa Parlamentului de la Chișinău, cu insistența ca limba să fie numită limba română, să se dea numele corect al limbii care se vorbește în Republica Moldova. Aveam documentele în mai multe exemplare, m-am apropiat de Eugenia Bojova, nepoata savantului, și i-am spus, Eugenia, te rog să-i transmiți lui Eugeniu Coșeriu și să-i spui că, uite, asta e durerea noastră, să ne susțină. Documentele acestea au fost citite de la tribună, dar acolo în prezidium era și Ion Coteanu, un academician de la București, cu funcții, care s-a ridicat și probabil în virtutea funcției a spus următorul lucru. Noi știm ce limbă se vorbește la Chișinău, dar nu avem dreptul să le spunem parlamentarul cum să o numească. În sală, bineînțeles, lumea s-a neliniștit. Erau foarte tulburați toți când au auzit această afirmație. S-a ridicat Eugeniu Coșeriu. Era înalt, impozant, un bărbat frumos și cu o față bonomă, zâmbitoare. Și a spus următorul lucru, eu le dau pe scurt, am scris undeva lucrul ăsta. Da, noi nu avem dreptul să le spunem, dar avem datoria. Că dacă respectăm acest Parlament de la Chișinău, avem datoria să le spunem că limba vorbită în Republica Moldova este limba română. A spus lucrul ăsta zâmbind, calm, pe un ton, spiritele s-au liniștit și pentru mine a fost un exemplu de cum trebuie să procedezi în anumite situații critice, pentru că noi suntem ușor inflamabili, ne sare țandăra ușor, începem să strigăm, să așa. Eugeniu Coșeriu mi-a dat o lecție pentru toată viața și eu îi sunt recunoscătoare pentru această lecție. Astea sunt lecțiile lui Eugeniu Coșeriu. Vreau să vă spun că el a venit în momentul acesta, de la după 89, lupta de emancipare a românilor basarabeni, despre care voi știți mai mult de la părinți, de la bunici, a trebuit să cunoașteți foarte bine lucrurile astea. În această luptă s-au implicat foarte mulți filologi, lingviști. Vreau să-i amintesc aici. Silviu Berejan, Anatol Cioban, Nicolae Mătcaș, Ion Dumeniuc, nu știu, mai sunt și alții, care, Ion Iețcu, era la Institutul de Filologie, de atunci erau lingviști foarte mulți, care toată lumea se implica, dar cuvântul lingviștilor basarabeni era important pentru că atunci când se punea în discuție denumirea limbii, problema limbii, nu puteam apela la argumentele lingviștilor din România. Se considera că este imixtiunea, amestecul a unui alt stat în afacerile Republicii Moldova. De aceea, era conta foarte mult cum argumentau lingviștii deci din Republica Moldova. Deci, asta e ceva din ceea ce aș putea să vă spun, dragii mei. Încă o dată, salut prezența voastră aici, mă bucur că manifestați interes și mai ales că Eugeniu Coșeriu venea dintr-un context teoria lingvisticii integrale pe care el a promovat-o,
Este, de fapt, o teorie care vine în contextul culturilor. Ca să elaboreze această teorie, el a trebuit să treacă, să meargă adânc în istoria culturilor universale. Și a captat de peste tot tot ce se putea. El spunea că, într-un cuvânt, poți să citești istoria unui popor. Era, deci, transdisciplinar și interdisciplinar, și cum vreți. Era o deschidere amplă. Așa și voi, dragii mei, care faceți altceva, fără această deschidere, nu puteți să ajungeți la rezultatele pe care sperați să le atingeți. Coșer vă este și vouă un exemplu. Vă mulțumesc! Îi mulțumim, doamne Ana Bancuș. Am invitat și aplauze. Cred că acum sunteți un pic mai aproape de cel care a fost Eugeniu Coșeriu. Știți cine a fost deja, cum a trăit, pe unde a fost, prin ce țări, prin ce culturi, ce lume a văzut. Aici aveți, într-adevăr, în vitrine, revista Limba Română, o parte din donația doamnei Ana Bancuș a revistei. Și aici aveți o serie de fotografii despre întâlnirea de la Academie. O să treceți încet și o să vă uitați mai târziu. Iată unde stă prima domnișoară în vitrina aceea, aveți lista lucrărilor despre care pomenea doamna Bancuș. Vă avem prezent acolo lucrările, lista elaborată de domnul Coșeriu. Alături este revista SEM și revista deci care vine de la Bălți. Eugeniu Coșeriu, după ce a revenit câțiva ani aici, pe unde se întâlnea cu basarabenii, bălțenii, deci îi purta cu el ca așa, parcă îi aducea noroc. Deci era foarte mândru că bălțenii lui au scos o revistă literară. Și acum, că v-ați apropiat de Eugeniu Coșeriu și voi sunteți de la parte și noi avem aici un segment de exponate care țin de domeniul vostru, aș începe cu în perioada când revenise Coșeriu aici, la, ajutați-mă, vă rog, la sala de expoziții Brâncuș, activată atunci Tudor Braga. Cineva din tineri știți, cunosc, nu? Deci Tudor Braga a fost un custod, a fost un comentator, a fost o persoană de o cultură așa ieșită din comun. Eu cel puțin la sala cu orgă, de câte ori mergeam, el era, dânsul era acolo, deci i-a plăcut mult arta, cultura. Deci Tudor Braga, cu inițiativa, cu spiritul lui de inițiativă, a gândit așa un moment, fiind de Eugeniu Coșeriu aici, a invitat trei sculptori și iată despre acest moment vom vorbi. Printre ei erau Ion Zderciuc, Valentin Vârtosu și Tudor Cataraca. La sala Brâncuș, unde Eugeniu Coșeriu a pozat, a fost invitat și fotograful Iulie Foca, care a făcut o serie de poze. Acum, lucrurile sunt dispersate în ambele săi. Eu propun să trecem în sala de alături. Eu vă mulțumesc pentru așa un moment atât de important și în felul de național legat de zileul acestui mare om, acestui mare lingvist, acestui mare român. Consider că la ce s-a spus e cam simt și poate fi adăugat. Pot să spun doar de emoția pe care am avut-o atunci. Pentru noi, Coșeriu era o stea, un geniu. Și a fost un expromt, așa, când Tudor Braga a telefonat și a spus vină mai repede că este trezit ceva interesant. De acum lucru cu sculptul Dumnezea. Eugeniu Coșeriu ședea, l-au instalat un fotoliu. Prima poză. Da. Și fotoliul era pus ca pe un postament. Sta ca un împărat de fondalul lucrării lui Anatol Probac. Era în 2001. Mergeam saloanele de toamnă.
Atunci când se fotografia pe peliculă, pe film, și am reușit să fac câteva poze care pentru mine au rămas așa ca un semn de mândrie și un semn că eu totuși am fost aproape de acest geniu. Era un om simplu, spre deosebire de alții care se consideră geniu, prietenos, din poze se vede. Relația asta simplă cu sculptorii, blândețea asta, veselia, paharul acela de vin, la tradițional. Tradiționalul pahar de vin și, mă rog, mai am un portret în sala aceea, că am făcut atunci alb negru. Portretul acela e mai ușcial, mai, nu știu cum, mai cu accente așa, mai de gândire. Aici e simplu omul coșeiul. Încă o dată vreau să-i, într-un fel, să fac o prefecțiune amintirii lui și amintirii lui Tudor Braga, care a fost inițiatorul la acest moment atât de important. Fotografiile lui Iurie Foca au apărut în revista Atelier 2002, cu un, deci asta a fost, ziceți, în 2001. Da. În 2002, Eugeniu Coșeriu pleacă dintre noi și apare un material și pozele lui Iurie Foca au prins foarte bine. Anul acesta, la 100 de ani, iarăși aceste poze apar în revista Moldova, iar așa, deci pozele apar la noi în expoziție, unde sculptorii rămân tineri vigoroși, Tudor Braga este prezent, Eugeniu Coșeriu este amabil, modest, simplu și așa, comunicativ. Asta am vrut să zic. Și acum vă invit, da, scuzați-mă, trebuie să trecem în sala cealaltă. Trecem în sala cealaltă. Nu, că aveți o craie. Vreți să vorbim despre poze. Așa, da. Deci, în continuare va vorbi Ion Verciuc despre acest moment și lucrarea dânsului este acolo. Poftim. Cum s-a întâmplat când am pornit la sală? Deja în regie lui Tudor Braga era bine determinat cum produce acest eveniment. Noi eram, ne-a indicat de la Universitatea Pedagogică. La Universitatea Pedagogică aveam conferințe. După conferințe ne-am adunat toți într-o auditorie acolo și discutam multe probleme. Ne-am pus un pahar de cinste acolo, nu știu, niște plăcințele și vin. Și tot trebuia să prelungească mai mult timp. Dar Tudor a spus că noi nu avem timp. Noi luăm plășintele și la sală și o să servim acolo. Și ne-am îmbarcat noi în mașini, noi am pregătit tot materialul lut, stativi pentru a modela și ne-am dus la sală. Și în perioada aceasta ne-am instalat noi tot, am servit o pahăreau cu vin, după aia am început să modelăm portretele. Nu a durat mult, asta a fost un masterclass, așa cum se spune acum, model. Atunci, în perioada de oră jumătate, noi am modelat portretul și după aia ne-am mai relaxat puțin și spunem că gata, noi am terminat de la și îi spunem domnului Coșeru care portret vă place mai mult. Și domnului s-a privit, a analizat toate portretele și a spus că ăsta. Și domnului s-a pus semnătura pe portret și scris acolo Coșeru 2001. Asta e semnătura lui Coșeru pe portretul care l-am în partea cealaltă. După asta s-a terminat chestia asta, mai stat de vorba, mai venit alți academicieni de la Academie. Ei și cu aceasta s-a terminat. Și mulțumit lui Tudor Braga, noi am realizat aceste portrete, aceste lucrări care putem să le admirăm și asta. Încă un caz foarte important, lui Tudor Braga îi plăcea tăria. Și într-o seară mă sună pe la vreo 1 de noapte, zic, Ion, vină, te rog, că am nevoie de tine. M-am trezit și vină cu soția. Ne-am trezit, am pregătit acolo, nu știu, ce aveam o sticlă de coniac și ne-am dus la doamna Nona, Nona Stolipin-Stavski. Tudor Braga era acolo. Ei erau rudele lui Stolipin ăla care era
în Rusia, care a făcut reforma agrară, în 1861. Și nona era prietenă cu sora lui... Da, Irina Stavkis, care o simpatie. O simpatie a lui Coșel. Deci a mai stat mai puțin la masă, până una alta s-a făcut oara 30, hai să duci acasă. Nu, tu doar nu vrei să rămân acolo. Până la urmă, deci, am făcut și cunoștință și cu nona și cu... Și ea, probabil că trăiește în Chișinău, nona, dar Irina Stavski, îmi pare că... Nu mai este. Nu mai este, îmi pare că, da. Și iată, datorită lui Tudor Praga, noi am avut așa o... Să spune... O manifestare foarte importantă și benefică pentru noi. Tudor era un promotor al culturii, al artei, al frumosului. Foarte frumos a fost. Pare rău că el nu mai este, s-a dus în lumea celor drepți. Și Dumnezeu să-l odihnească în pace. Așa este. Cam asta a fost, da. Și eu mă bucur că l-am cunoscut pe Coșel și m-am avut posibilitatea să fac așa un postul. Și eu vreau să-l felicit pe Ion Zdăciuc pentru afirmația care ne-a făcut-o acum. Deci Eugeniu Coșelul din trei gusturi a ales gustul lui Ion Zdăciuc. Pe urmă, eu am mai lucrat la gustul lui Tudor Cătăraga, este în muzeul de arte, da? Și gustul lui Valentin Vărtos, iată-l vedeți aici. El l-a mai refăcut foarte mult. L-a refăcut, da. El așa și zice, că 2001-2021. L-am modernizat, da. Da, dar încă nu turnat în bronz, încă este în spate. Da, eu n-am mai zis nimic, m-a rămas așa, m-am turnat în bronz și am lăsat așa. Dar la noi, la muzeu, a fost expus o perioadă lungă de timp, câțiva ani buni, opera lui Ion Zdăciuc, Tragerea Peruană. Da. Așa, au văzut-o foarte multă lume. Apropo, așa? După ce a decedat Coșelul, Tudor Praga a organizat o expoziție a lui Coșelul în sala de expoziție. Despre care se vorbește, despre care se vorbește aici la 40 da, de zile, expoziție, la 40 da. De zile după plecarea lui Coșelul. Așa. Da. Sunt date materialele, au participat foarte... A fost, deci nu numai artă plastică, a fost tot ce s-a putut aduna. Da, o expoziție foarte bogată, frumoasă, în amintirea lui Coșelul. Da. Aici am vrut să pomenesc gustul lui Valentin Vărtos, care nu este aici, dar Valentin Vărtos, cum era tineria pe atunci, așa, acum e diferit, vă dar nu uitați să-ți Valentin Vărtos e la tabără în București, la o tabără de sculptură, da. Așa și-am crezut că să vă răspunde. Și acum mai avem un invitat, doamna Ana Bandor, dacă a plecat, dânsa a zis că pe timpul ei, l-a invitat pe domnul Iurie Matei să picteze, deja cronologic, mai târziu, în 2006-2008, o să spuneți dumneavoastră, și ar trebui să trecem în partea cealaltă ca să... Nu, rămânem aici. Ați văzut pe portretul care este acolo? Așa, da. Așa, de aici. Mai este un artă și artist al poporului din Republica Moldova, așa că, da. Sărut mâna doamnelor, domnișoarelor, stimați colegi, nu la invitația doamnei Bantuș, aici ați vă corectez, la invitația domnului Vasile Bahnaru. Și asta este da, mai până în mandatul doamnei Bantuș. La rugămintea lui este un cochiu, o schiță, nu este un portret din ăsta elaborat, sunteți studenți la arte și înțelegeți ce înseamnă un portret mai academic. Deși sper, vreau să fiu inspirat cândva, să-i dedic un tablou mai amplu, în măsura geniului Coșelul, merită și totodată eu fiind un pictor responsabil, nu m-a având atât de rapid să dedic niște tablouri marilor personalități, până nu găsesc o formulă și plastică, dar și un concept filozofic. V-aș sugera și vouă și studenților de la Universitatea Creangă, dar și studenților noștri de la Academie, am să le sugerez și colegilor mei profesori, dar și studenților, să studieze viața, chipul, opera domnului Eugen Coșelul și să-i dedice niște lucrări grafice sau în pictură sau în sculptură. Vă rămâne în timp, vă asigur, personalitatea face ca să rămână în timp, așa? Orice creație a unui tânăr artist sau un artist deja mai consacrat, care se atinge, cum spuneți dumneavoastră, de personalitatea unui mare gânditor, filozof, artist, rămâne și el alături
într-un fel anume, el se înscrie și el într-o pagină. Deci ea, asta vă spun așa ca un artist eu, să profitați de acest lucru. Și totodată avem de recuperat niște lucruri în Republica Moldova, în Basarab, în spațiul basarabean, prea puține opere plastice sunt dedicate marilor noastre personalități din diferite domenii. Asta ar fi o temă de discuții profesor-student, studenți-profesori, să dedicați totuși aceste lucrări și, cum a zis doamna director, cred că își vor găsi, vor regăsi un loc în istoria artelor plastice, dar și în istoria literaturii sau a lingvisticii, în cazul domnului Coșieri. Acum vă adresez felicitări pentru că ați reușit să inaugurați această sală de expoziții. Iarăși către studenți mă adresez, cred că o să aveți ușa deschisă să veniți să expuneți aici creațiile voastre cu teme literare sau în afara temelor literare. O să vă găzduiască. Eu mă minunesc cât de bine este amenajat. Vă mulțumesc pentru invitație, vă doresc succes și cu certitudine, Eugen Coșier o să fie descoperit, redescoperit de unii, studiat și va constitui, bineînțeles, un subiect pentru compozițiile voastre viitoare. Vă mulțumesc și vă doresc tuturor succes!